Afacere ilegală cu acte și avize pentru construcții îi poate duce după gratii pe arhitectul șef al Consiliului Raional Criuleni și administratorul unei companii de proiectare. Indivizii au fost reținuți fiind suspectați de dare și luare de mită, trafic de influență, dar și de abuz în serviciu. În rezultatul afacerilor lor ilegale, bugetul de stat ar fi suferit pierderi de sute de mii de lei. Ofițerii anticorupție au început să documenteze cazul în anul 2020. În această perioadă s-a constatat că angajații biroului de proiectare Prospecțiuni și Servicii CRIPSER, subdiviziune subordonată Consiliului Raional Criuleni, au creat o societate comercializare cu aceleași atribuții, iar prin intermediul acesteia, contra unor sume de bani, eliberau documente și avize necesare pentru construirea unor obiecte imobiliare fără careva impedimente. În cadrul anchetei, în data de 28 iulie, la domiciliile, dar și în oficiile de serviciu ale suspecților, au fost desfășurate 8 percheziții. În baza probelor acumulate, ambii bănuiți au fost reținuți și transportați la sediul Centrului Național Anticorupție pentru documentare. Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați, ambii riscă detenție, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice.